Există o a doua Teo Trandafir, deja, care a apărut pe piața din România, trebuie bătută. Da, stați așa, domnișoară, cum vă numiți? Cum vă numiți? Cum vă numiți? Cum vă numiți? Teo Rose este numele meu. Ce ați spus? Cum ați spus? Nu da, nu da! Cum să nu da, mă? Teo Trandafir sunt decât eu! Păi și eu sunt Teo Rose! Adică păi cum și nu puteai și tu cauliflower, alte plante și legume din patrie, de cât rând a fi s-a putut? Eu am încercat de altceva mai sonor, n-am găsit. Și în afară de asta, eu oricum sunt fana ta de când eram mică, așa că nu cred că am vreo vină cam chestia asta. Deci fii atent că ți-am găsit șurubelul. Care este șurubelul? Este șurubelul tău, este Antonia. Zic că nu e adevărat! Te-am prins? Nu! Hai, Hani! Șurubelul tău e Antonia. Toată lumea spune că arăți ca Antonia. Da, toată lumea spune că sunt Antonia. Mulțumim frumos! Deci Teo Rose, Antonia. Amândouă colegi la Kids Sing. Suntem colegi, dar nu semănăm. Mie nu mi se pare că semănăm foarte tare. Teo Rose, semănați. Picătură, fetiți. Vocea am auzit că ai. Ai auzit? Da, am auzit că ești minunată. Ce faci tu la Kids Sing? Sunt co-prezentatoare, prezint emisiunea Kids Sing alături de Dan Bordeanu. Avem de o echipă extraordinară de frâu eu. Băi, nu auzi că singura Teo Trandafir sunt eu, vrei să stai părul noaptea? De mâine te botezi. Deci co-prezentatoare lângă Bordeanu. Teo Rose, bis! Frumos. Mai și cânti. Păi cânt, de asta am venit. De fapt, ai nu te mai lua de mine acum. De cine vrei să mai am? Am venit să lansez noua piesă, se numește Pe Bune. Am auzit. Este compusă de Cătălin Dascălu de la Mixton Music. Am și un clip foarte frumos și vă rog să intrați pe pagina mea de Facebook Teo Rose, să dați un like acolo și pe YouTube să mă găsiți, mă căutați Teo Rose Pe Bune și veți găsi un clip. E mici, ne calcă picioare. Pui mâna și îmi dai pensie că te omor. Gata, așa facem, dar stai să spun. Da. Găsiți acolo videoclipul single-ului Pe Bune, regizat de Cătălin Dascălu. E foarte frumos, am filmat o zi întreagă, ne-am chinuit pe plaja Vadu. A fost extraordinar, m-am distrat. Uitați băieții ăștia frumoși din spatele meu, dansatori. Mai Adil... taci odată! Stai puțin! El e Adil, coregraful meu. Vedeți cum arată? Taci odată! Și el este? Andrei. Andrei, el este dansatorul meu, e foarte de treabă. Fetelor, să știți că e disponibil. Și aia este Teo Trandafir, idolul meu. Mulțumesc frumos pentru invitația în emisiunea dumneavoastră. Vă mulțumim! Pe bune! E de la soarele în stil siciliano. Cântăm romano, te prindem piano, piano. Se uită lumea la noi ca la familia Soprano. Nu e nostra cosa, e doar Teo Rose. Vara asta sunt pe Vacanosa Nosa. Pe bune, bune, pe bune în zi. Ne facem tatuaje și piercing în buri. Pe bune, viața noi ca-n filmele americane. Și muzica se aude în difuzare. Viața nu-i ca-n filmele americane. Noi n-avem avioane personale. Dar ce contează dacă apare soare? Și muzica se aude în difuzare. Și dacă soare poate să fie un pic de mare, și-o limonadă rece oare ce gustare. Are tricou blugi, îți face ochi dulci, și toți prietenii îți spun să te arunci. Dar tu ai nebunie, îți place aventura. Dacă treci pe drumul ăsta, nu uita să spui centura. Că marea nu spune nimic, se ne gânda. Tu trebuie oricum să știi măsura. Muzica se aude în difuzare. Viața nu-i ca-n filmele americane. Noi n-avem avioane pe
contează când apare soare. Da, da, zic pe bune, zic așa, fă ce vrei, tot ce vrei, orice vrei cu viața ta. Da, da, zic pe bune, zic așa, du-te, 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 unde spune inima. Viața noi ca-n filmele americane. La noi norocul nu e de vânzare, dar ce contează dacă afară-i soare. Și muzica se aude în difuzare. Viața noi ca-n filmele americane. Noi n-avem avioane personale, dar ce contează dacă afară-i soare. Și muzica se aude în difuzare. Auziți? Rămâne secret. Mie fata îmi place de mor. E și frumoasă, e și deșteaptă, e îndrăzneață și m-a și flituit. Ceea ce este genial, nu m-a mai flituit nimeni de nu mai țin minte. Ar trebui să încep să mă obișnuiesc. Pauză, ca să beau și eu un ceai de tei.